să ne cumpărăm și noi un teren. Cum? O casă, ne cumpărăm și noi un teren, o casă. O vilă cu piscină mi-am dorit tot din... De când eram micuț? Păi, nu vrei să ne luăm undeva în stațiunea Mamaia, cu da, vedere la lac? Sau cu vedere spre mare, Iulie. Da? Când hai te trezești dimineața, da, și te vezi răsăritul din pat, așa, cafeaua, hai. Cu televizorul deschis la antena în Constanța, la fie antenă. Păi dacă tu ești acasă, cum e fie antenă? Pentru telespectatori atunci. Păi ne vedem și noi în reluare, Iulie. Da, bine. Auzi, dar cât costă o astfel de casă? Păi nu știu, haideți să întrebăm pe Marius Bogdan, care este agent imobiliar și este prezent astăzi la noi la fie antenă. Bună dimineața, bine ai venit. Uite, Iulie vrea să-și cumpere o locuință la mare. Cu vedere la mare, cam cât costă o astfel de locuință? Păi, dacă ne raportăm pe zona despre care ați discutat noastră, Stațiunea Mamaia, prețul unei locuințe poate să varieze în funcție de specificațiile ei. Suprafață de teren, suprafață utilă. Azi, nu știu, de la 1000 de euro vorbim? De la 1000 de euro cu metru siguranță pătrat, nu cred. Nu. Metru pătrat, nu? Nu chiar. Chiar și în stațiunea Mamaia simțim o scădere a prețurilor de 4 ani încoace. Așa. Și trendul e către niște prețuri accesibile. Bun, hai să vedem ce înseamnă prețuri accesibile. Eu mă gândeam o casă modestă, deci un 500 de metri pătrași cu o casă modestă, așa de, nu știu, un etaj, 4-5 camere. Mama nu vom găsi un astfel de imobil, pentru că terenurile cu suprafețe de genul ăsta sunt exploatate pentru construcția de blocuri în general. Pentru o casă de vacanță ne-am putea orienta către Mamaia Nord, unde e o zonă mai accesibilă, cu prețuri mai mici pentru terenuri și atunci o zonă nu foarte exploatată din punctul ăsta de vedere al construcției de blocuri de apartamente. Bun, haide să o luăm metodic. Dacă vrem să ne construim o casă, haide să vedem unde sunt terenurile cele mai bune, da, în sensul că poziționate bine, care ar fi aceste zone? Zona cea mai bună la momentul actual ar putea fi zona asta, Mamaia Nord. Mamaia Nord. La ieșire din stațiunea Mamaia. La prețuri de? Păi acolo putem discuta începând cu 40 de euro metru pătrat, pentru o suprafață de teren, chiar. Hai că ne luăm până și noi 2 metri, nu? Până la 150-200 de euro metru pătrat, în funcție de zona în care se află și priveliștea de care beneficiază și celelalte condiții de utilități și bun, urbanism. Haideți să vedem alte zone. Zonele periferice, orașului Constanța, localitățile periferice, cumpăna Valului Traian, care sunt din ce în ce mai căutate. Dar, serios? Da, da, foarte căutate în ultima vreme, în ultimii ani, pentru că asta a fost trendul. Au vândut un apartament în Constanța, cu banii obținuți în urma vânzării, au construit o casă, au cumpărat una gata construită în localitățile din jurul orașului. Da, Iulia, dar îți dai seama că hai să zici că iei terenul, dar cu ce construiești casa? Păi n-ai auzit. Și atunci să întrebăm și care sunt cele mai bune locuințe. Păi, dacă dispunem de banii necesari, da? O casă medie cu condiții bune în localitățile din jurul orașului Constanța ar putea să valoreze între 40 și 80 de mii de euro în funcție de necesitățile și nevoile fiecărui client. Dar dacă discutăm despre partea financiară și nu dispunem de suma asta, ne putem orienta către un credit la o bancă. Prima casă, care e cel mai avantajos la momentul actual, din punct de vedere al condițiilor de acordare și dobânzi. Și tu te ajuți clienții să-și ia și acest credit? Consiliem clientul din momentul în care ne-am întâlnit până la finalizarea unei tranzacții, chiar și după, pe parcursul anului, ne menținem o legătură strânsă cu clientul. Dar există terenuri pe care deja este construită o casă? Bineînțeles că există. Și e mai avantajos? Cam care ar fi prețul? Adică să facem un calcul. Dar dacă uite, cumpăr un teren... Un teren ai spus la un 40.000 de euro, am înțeles corect? Sau mai puțin? Depinde de suprafață și de zonă. Vorbim de 500 de metri pătrat, așa că se face un om modest. Cam cât e platoul nostru, 500 de metri pătrat. Un teren la cumpăna și unul la Valului Traian, că acolo ai spus că se vând. Dacă am cumpărat la Valului Traian un teren, am putea plăti pe el pentru o suprafață de 500 de metri între 7.000 de euro și 15.000 de euro, în funcție de zona în care se află. Apoi mai sunt costurile apropo de ridicarea construcției.
Aici ele sunt variabile, la fel, cum vă spuneam și mai devreme, în funcție de necesitățile fiecărui client și de suprafața de care are nevoie și clar de finisajele care și le dorește în noul imobil. Bun, atunci să punem și noi o medie la o casă de 60.000 de euro? Sau e... La o casă de 60.000 de euro în valul lui Traian putem să avem o suprafață de 500 de metri de teren și o suprafață utilă de 150 de metri pătrați, cu finisaje medii, construcție la cheie, în care practic decât îți aduci mobilierul și te poți muta. În cumpăna nu o să obținem o casă cu 500 de metri pătrați teren la 60.000 de euro. Probabil că o să aibă un jur de 300 de metri pătrați, iar suprafața va fi puțin mai mică. Cumpăna a menținut de-a lungul timpului niște prețuri ușor mai ridicate în comparație cu cele din Valul Traian. Probabil că este mai aproape de oraș sau... Poate să fie asta unul dintre considerente, dar... A fost mai accesibilă pentru majoritatea cumpărătorilor. A fost o rețea de gaze realizată înaintea localității Valul Traian și asta a dus un plus asupra prețurilor. Și da, probabil și apropierea de Constanța, fiind doar 3 km. Dar și în Constanța. În celelalte localități, gen, nu știu, Eforie, Tuzla, da, Agigea? Se tranzacționează și acolo... Dar nu avem un volum foarte mare de tranzacții pe zonele respective. În general se construiesc imobile ce au destinații turistice, da? Fiind o zonă turistică, sau case de vacanță pe zona respectivă. Așa. Acum hai să vorbim un pic despre studenți. Tot mai mulți studenți sosesc anual în Constanța datorită universităților de aici. Da. Și tot mai mulți caută o locuință în care să stea cu chirie. Ai avut, oameni care au operat la tine pentru a-i ajuta? Bineînțeles. Avem un volum foarte mare de tranzacții de închirieri în perioada septembrie-octombrie. În ultima vreme, din ce în ce mai mulți clienți străini, studenți străini au venit la noi și am avut o cerere impresionantă în timpul ăsta. Dar să vedem, cu cât se închiriază, bănuiesc că cei mai mulți vor apartament cu două camere, nu? Da, majoritatea apartament cu două camere sau trei în condiții în care se cuplează, doi, trei da, colegi. Da, bun, vreți să știm ce prețuri și care sunt zonele preferate de studenți? Firește că cea mai căutată zonă e zona de Tomis Nord cu campusul în apropiere, Faleză Nord, Tomis 3, prețul unui apartament cu două camere pentru închiriat, mobilat și utilat complet, de actualitate cu toate cele necesare, variază între 200 și 300 de euro în funcție de investiția existentă în apartament. Și aici ne referim strict la calitatea, la calitatea mobilierului și așa mai departe. În ultima vreme sunt căutate din ce în ce mai multe apartamente ce au centrală proprie pe gaz. Este mai convenabil la să-și poată contoriza cheltuielile lunare de încălzire, în general, iarna, în felul ăsta. Auzi, Răzvan, tu ziceai că vrei să te muți și tu în Constanța. Nu, dar și eu te-am căutat pe internet și am observat că și garsonierele și apartamentele, de exemplu, cu două camere, sunt la același preț. De ce? Nu neapărat. În condiții în care suprafața unei garsoniere este asemănătoare cu cea unui apartament, prețul și calitatea mobilierului sau finisajul interioare asemănătoare, atunci prețul clar va fi asemănător, comparabil între cele două variante. Ok, și atunci care sunt prețurile care se închirează o garsonieră, dacă ne-ai spus, pentru un apartament cu două camere, între 200 și 300? Da. O garsonieră? Poate să fie între 150, 200, 250, la fel prețul variază în funcție de poziția ei în care se află, de calitatea finisajelor interioare și a mobilierului. Cam astea sunt condiții. Și sunt și multe hoteluri deschise pe timp de iarnă. Da. În ultima vreme au apărut oferte de genul ăsta, care sunt unități hoteliere dispuse să închirieze studenților pe parcursul extrasezon, în extrasezon, durata anului universitar.
și închiriază o cameră de hotel la prețul unei garsoniere, între 150-200 de euro, la fel, preț variabil. Ok, și acolo cum plătește utilitățile? Contorizează pe cameră? Da, în general sunt incluse costurile de întreținere în prețul chiriei. Tu plătești o chirie la sfârșitul lunii sau la începutul lunii și atât. Deci acest este avantajul față de a închiria o garsonieră sau un apartament, că aici ai totul inclus într-un preț. Ar putea fi avantaje și dezavantaje. Dacă am închiriat o garsonieră, am avea și o bucătărie a noastră unde ne-am putea găti. În schimb, atunci când ai închiriat o cameră de hotel, ai decât condițiile unei camere de hotel. Probabil ai nevoie și de un birou de studiu, probabil de o bucătărie. Bine, și la hotel este probabil gen ca un cămin. Cumva. Dezavantajul ar fi că probabil este departe. Față de zona favorită, de zona preferată de studenți. Da. Acum depinde de fiecare. Tu, Răzvan, uite, ai că ai aici un specialist. Care... Da, nu ia și tu o decizie, el vrea să se mute în Constanța. Stai o vilă, Iulia, de ce nu mă încadez la tine? Păi că mai vorbim. Dar chiar există și vile care își închirează camerele? Da, mai ales în Faleză Nord, în zona... Aceasta sunt mai multe imobile compartimentate în felul ăsta, garsoniere sau apartamente sau camere, o singură cameră, ce se închiriază la fel în extrasezon pentru studenți, iar vara se închiriază în regim hotelier. Și dezavantajul cred că este ca o bucătărie? Da, ori o bucătărie la comun, ori n-au deloc în cameră, dar depinde. Dacă e un grup de studenți, și cunoștințe, prieteni, se pot grupa într-un astfel de imobil. Ok, și studenții atunci au căutat? Garsonieră, la hotel, la vilă sau apartament? Majoritatea au căutat apartamente cu două camere sau garsoniere. Au mai avut și un segment, cei care s-au cuplat, 2-3 studenți și au închiriat un apartament cu 3 camere sau chiar o vilă întreagă. Ok, și tu ce îi sfătuiești? La fel să-și închirieze un apartament? În funcție de bugetul pe care doresc să-l acorde unei luni de chirie, atunci putem stabili anumite criterii în funcție de zona în care își dorește să locuiască, calitatea finisajelor și a mobilierului. De regulă, studenții închiriază pe o singură lună? Nu. Închiriază până la terminarea studiilor. În general, luna iulie, începutul, sfârșitul lunii iunie, începutul lunii iulie. Ok. Și ce alte condiții sunt? Proprietarii pun anumite condiții la semnarea unui contract de închiriere. Majoritatea doresc să primească un avans o lună, plus o lună de garanție, de depozit, care la finalizarea contractului se restituie chiriașului după ce se reduc cheltuielile de întreținere, utilități care vin după plecarea chiriașului. Sau eventualele deteriorări ce se produc în imobil pe parcursul Păi contractului. Și, de exemplu, adică li se impune să stea, nu știu, o perioadă de timp sau pot să mă duc să stau acolo în chirie o lună, două și să plec în altă parte? De sau? Obicei, aceste condiții se discută și se stabilesc de comun acord. Proprietarii, în general, preferă un termen de închiriere cât mai lung, mai ales atunci când au de-a face cu un chiriaș ce respectă angajamentele și plățile la timp. Și atunci, da, majoritatea proprietarilor vor să mențină un termen cât mai lung. În general, refuză să închirieze pentru o lună, pentru două, chiar și pentru trei. Da, un termen destul de scurt. Aș vrea acum să discutăm puțin despre piața imobiliară în general. Tu mi-ai spus la începutul intervenției că piața imobiliară încet, încet începe să își revină, e adevărat? N-aș putea spune că simțim o revenire... Aș putea spune doar că ne menținem pe o anumită linie de câteva luni încoace, dar în comparație cu anul trecut, prețurile au mai scăzut cu câteva procente. E bine, e rău? E bine pentru cumpărători. Și nu e bine pentru voi. Pentru noi, nu știu, e ok, pentru că... Atâta timp cât avem un număr de tranzacții, un volum de tranzacții, încasările noastre și beneficiile pe care le avem în urma afacerii acestea sau serviciilor prestate sunt mulțumitoare, ca să spun așa, sau cel puțin îți asigură un anumit venit din care poți să-ți asiguri, să-ți plătești cheltuielile și să te întreții. Dar intenția noastră e să evoluăm și
atunci ne dorim un număr cât mai mare de tranzacții, indiferent ce ne spune piața sau ce se întâmplă în piață. Facem tot posibilul ca să ne atingem niște scopuri. Uite, vreau să spun pe final că am văzut un anunț cu o persoană care vinde un teren de 500 de metri pătrați, în valoare de, suma este de 5.000 de euro și a zis că vinde lunar câte 50 în rate, câte 50 de euro. Da. Mi s-a părut așa ciudat. Da. Asta se întâmplă în situația dezvoltatorilor care dispun de mai multe astfel de loturi, în general ele poziționate într-o zonă aflată în dezvoltare sau cu potențial de dezvoltare în următorii ani de zile. Nu este un teren pe care am putea construi de mâine decât dacă ne asigurăm noi parte de utilități, curent, energie electrică, apă și drumuri, infrastructură. Și atunci sunt dispus să vând în rate, contract de vânzare, cumpărare cu un rest de plată eventual, tocmai datorită faptului că în timp el își recuperează investiția pe care a făcut-o lotizând o suprafață de teren mai mare și având aceste loturi. Este o practică din ce în ce mai des întâlnită, chiar și în cazul vânzărilor de apartamente, al caselor, vilelor. Mie mi s-a părut așa cumva un gest disperant, că, doamne, nu-l vândi, hai măcar în rate, măcar 50 de euro pe lună. Da, pentru că încă simțim o lipsă a cash-ului pe piață. Creditele din ce în ce mai greu acordate ne conduc către... Și criza care ne-a afectat și măcar o sumă lunară să ne vină în buzunar. Da, ok. O variantă. Eu vreau să te mai întreb dacă este convenabil atunci să-ți mai deschizi o agenție imobiliară în vremurile. De ce nu am vrut să te apuci de business? Vreau să-ți propun ție, Iulia, dar stai să vedem dacă mai merge sau nu. Depinde cum, ce scopuri ai și cum știi să... Răzvan, nu îți dă prea multe detalii, că poate o să fie concurent. Fiecare își structurează afacerea într-un anumit fel. Atât timp cât îți menții o anumită linie și tinzi către scopuri înalte și ai și o pregătire în sensul ăsta sau cel puțin faci în așa fel încât să te dezvolte de-a lungul timpului, apropo de partea asta de pregătire și menții un cod etic, tot ceea ce faci, atunci, ca în orice altă afacere, bineînțeles că vei avea rezultate. Dar important e să mergi pe linie. Da. Mă mai gândesc. O să rămân aici deocamdată, Iulia, la fii antenă. Unde te pot găsi telespectatorii care se uită acum la noi? Sunt interesat să le dai un sfat. Ne poate accesa pe adresa noastră de web tomis-imobiliare.ro, pe Facebook, iar biroul nostru se află în Millennium Business Center pe Bulevardul Mamaia 135-137 la etajul 3. Ok. Bun, Bogdan, îți mulțumim că ai fost alături de noi și succes! Succes, normal, la bani, la tranzacții și așa mai departe. Noi mergem mai departe. Hai să spunem despre actor, a fost alături de noi domnul Bogdan Anca, agent imobiliar. Noi mergem mai departe sau ce facem? Luăm o pauză de publicitate? Hai să luăm o pauză de publicitate. Sau mă gândesc ce-mi iau, vilă? Casă, cartonieră, apartament, tranzacționez, publicitate. Ce fac cu ele, am deschis sau nu?